Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu meciul 3 din acest Best of 3 și povestea din acest cast nu este, este inexistentă. În schimb, I dare you to do the following. Încercați să faceți experimentul pe care l-a făcut prietenul meu și pe care l-am povestit în castul numărul 2, așa că nu te-ai uitat la castul numărul 2, du-te stiu la castul numărul 2 ca să afle exact ce experiment a făcut prietenul meu cu prietena lui. Și vă, I dare you să faceți chestia asta. Poate să iasă rău, dar poate să iasă foarte bine și fiți atenți ce poate să iasă. Descoperiți în partenerul de viață, prietenă, iubită, amantă, faptul că poate vrea să se joace StarCraft 2. Cine știe? Și atunci când ajungeți acasă, în loc să vă aștepte cu următoarele: du-te să cumperi pâine, fă curat în casă, du-te plâmbe câinele, de ce nu vii mai repede acasă, de ce mă las să te aștept, când mergem și noi la un film, du-te la cumpărături, când mergem să cumpărăm țoale, ia mai multe țoale și alte chestii de acest gen, o să vă aștepte cu următorul: iubitule, ți-am făcut masa, când dăm și noi un StarCraft 2? M-am săturat să mă uit la inimă sălbatică, vreau să ne jucăm StarCraft 2, haide să ne jucăm StarCraft 2. Și chestia asta poate să fie cu două tăișuri, pentru femeile sunt, ele pun multă pasiune în ceea ce fac. Și atunci se poate să ajungeți acasă, vreți să stați pe calculator și o să vă treziți că cineva v-a luat-o înainte. Și o să auzi următoarele chestii: du-te să-mi faci ceva de mâncare, du-te să speli vasele, du-te să iei pâine. Deci probabil că o să se întoarcă la aceeași chestie, numai că așa o să crească inima în voi. Și o să vedeți că totuși aveți în viața voastră cineva care este de sex feminin, dar care vrea să joace StarCraft 2. Faceți experimentul ăsta și spuneți-mi ce iese. Dacă nu faci experimentul ăsta, nu mai primiți casturi. Ok, ne întoarcem la meci, harta Daybreak din cadrul din cadrul IPL 3. Cine se confruntă? Dacă nu știi cine se confruntă încă, poți să citești aici sus. Ideea era să știi din casturile 1 și 2. E vorba de Stefano și Obsidian sau Inori. Inori este Protoss și este și Gorean. Iar harta a fost aliasă de către Nea Inori. Daybreak, o hartă pe care Protoss și se simt safe. Vedem același build pe care l-am sau am avut ocazia să-l vedem în primele două meciuri, și anume acest Forge, Nexus, după care se închide wall-ul și Protossul încearcă să stea la egalitate cu Zergul în ceea ce privește economia. Să vedem dacă va reuși. Stefano, nimic extraordinar, nici nu prea are ce să facă altceva, nu cred că o să-l vedeți pe Stefano vreodată să joace Zerg de pe o singură bază, decât atunci când este high on some shit sau vrea să se distreze. Cam atât. Bun. Ne întoarcem la... ce să ne întoarcem? Că ăștia minează la greu. Un pic de urmăriri pe aici cu acest zergling, dar săracul se duce fix în direcția greșită. Proba, liniștită și serenă, intră, va da de această mamă sau regină, care o trimite înapoi acasă. Și din partea lui Inori vedem un prim zelot care iese și el așa sărac încet, încet. Și cât de nasol ar fi fost StarCraft 2 dacă Protoss ar fi avut aceeași mecanică ca și în StarCraft 1, și anume să produci de pe gate-uri în acest fel. Probabil că dacă ai fi jucat vreo 100 de meciuri ai fi avut ceva barbă albă acum. Oricum, mare, mare atenție, vreau să vă anunț, bine bă, că ne mai anunț și tu ceva, dar vreau să vă anunț faptul că pe StarCraft 2 Vidca s-a apărut acolo un poll, am văzut printre comentarii că este ceva lume care vrea să mai vadă și casturi de StarCraft 1. Chestie foarte interesantă, i-am spus lui Crusader chestia asta, zic, băi, omule, am citit pe acolo, mai vor ăștia și StarCraft 1 să vadă ce e StarCraft 1. Asta a fost reacția lui Crusader. Eu am pus polul ăla acolo să văd exact câți dintre voi doresc cu adevărat să vadă StarCraft 1. Dacă veți fi destui și polul ăla să arate treaba asta, atunci Crusader o să facă un sacrificiu, o să lase dracului Skyrim-ul și alte obsesii pe care le are și o să ne aducă niște meciuri de StarCraft 1, sau o să vă aduc eu meciul de StarCraft 1. Tocmai am asistat la obliterarea unui zelot care stătea și el seren ca proba și păzea acest Selnaga Tower.
Săracul s-a dus înapoi pe Ayer sau să se împreuneze cu domnul... scap acum la protosul ăla din StarCraft 1. De aia trebuie să mai ducem și castul de StarCraft 1. Să ne mai ducem aminte de eroii ăia care au decedat la protos. Schwartz, mai mult ca sigur, știe că vorbesc despre individul ăla care se creșuie cu carrierul ca să salveze Ayer-ul, dar de fapt nu o face pentru că... Asta vrea să ne povestească povestea din StarCraft 1, fraților. Asta e nebun. Da, ne întoarcem la match 7 gateway din partea lui Inori. Nu se joacă coreanul, nu se joacă deloc. Și zările ăștia încearcă ei să pătrundă, însă nicio șansă. Ghiță prezent aici și oprește acest lucru. Două Psy Blades-uri acolo când ești înarmat cu ele și ai de luptat cu gângănile astea. Te simți un pic zeu. Probabil o să se schimbă pentru că Roach War-ul nu este pe drum și băiețașii ăia când ies de acolo să zică: aha, ai Psy Blades, nicio problemă, noi avem salivă verde și acidă pe de altfel, așa că o să stopim Psy Blade-urile astea fără prea mari probleme. Însă, din câte am văzut în bara de producție, au fost 7 gate-uri care au început să se construiască, iar acum Inori pornește triumfant înspre domnul Stefano. Stefano, să vedem exact ce răspuns va avea. Normal, sunt Roaches și 16 zări nici pe drum pentru jucătorul francez, tânăr individul ăsta și destul de bogat. Din câte am înțeles, ultima oară a făcut vreo 50.000 de dolari din cariera asta de e-sports. E adevărat, a participat ca la tot ceea ce se putea participa. Un Zergling descoperă pilonul ăsta aici pentru warparea de pe 7 gate-uri și din partea lui Stefano nu se mai produce nicio dronă, ci pur și simplu unități. Un alt pilon aici încercat să fie frumos Warfield, un pilon aici încercat să fie distrus de către francez, nicio șansă însă. Și acum protosul mărșăluiește din ce în ce mai periculos. Frumoase Warfield-uri și Roaches ăștia în schimb o să împing armata asta până când acești stalker și-au făcut apariția. Niște forțele destul de bune, însă sunt încă 3 Roaches și încă 12 zărglinși pe hartă. Acești Psyblade-iști cad aproape instantaneu versus băiețașii ăștia pe numele Roaches și Protosul suferă. În continuare se continuă warp-urile alea masive, însă nu cred că... va putea să închidă jocul aici Inori. Asta a fost ideea, să reziști cu zergul versus agresivitate de pe 7 gate-uri, prieteni. Queen-ul a căzut și încă un warp aici de stalker. Numărul de roaches foarte mare pentru Stefano, obliterează aproape instantaneu orice zealot care încearcă să se apropie de ei. Încă 6 Roaches pe bara de producție și 12 zerglingi. În curând se vor termina și acele spinecrawlere și asta o să-i mai ofere lui Stefano posibilitatea să respire cât de cât și să-și maseze un număr suficient de mare de Roaches pentru a putea să facă față cu brio acestei presiuni pe care Inori o pune asupra lui. Din nou Overlordul ăsta aici, care săracu acum, ăștia chiar n-au nicio vină, băieți așa, diavol, plecați, mă. E păcat de aripioare ale voastre albe. Oricum, o încercare de flancare aici din partea lui Inori, rampa asta blocată cu aceste Destructible Rocks, deci unitățile alea o să intre pe aici prin acest tunel, ca să-i spun așa, și Stefano distruge aceste roci. Iese afară din bază, iar Inori face ceea ce ar fi trebuit să facă și sau ceea ce și trebuie să facă, se retrage și vedem pe bara de producție din partea protosului probe. Haideți să ne uităm un pic și la unități, vedem exact ce unități combatante sunt pe hartă. 34 de roaches, 14 zerglingi versus 4 zealots, 19 stalker și un sentry. Stefano se apropie încet și sigur de baza lui Inori. Pilonul ăsta warpat aici și va fi snipat aproape instantaneu de către trupele zergului.
Săraca. Inori pentru o fracțiune de secundă supply blocked acolo și Stefano nu produce altceva decât roaches în număr din ce în ce mai mare. Vedem și acest pneumatai scare pass din partea zergului. Asta înseamnă că Stefano se pregătește de niște dropuri în baza lui Inori. Este destul de greu să pătrunzi aici, mai ales că este un singur sentry. Dar mai mult ca sigur Inori, dacă va vedea o tentativă de spargere acestor rocii, forțarea rampei va warpa mai mult. Nicio șansă să te extinzi aici ca și Inori. Ați văzut cancel aproape instantaneu, pentru că rocii ziua sunt răi și au și rapid regeneration. Burrow, probabil că o să vedem la un moment dat dacă jocul va ajunge până acolo. Blinkul se cercetează acum din partea lui Inori și, doamne zi, am văzut că e cu vreo 10 roaches pe bara de producție. 50 de roaches pe câmpul de luptă, 44 de zerglin. Haide să vedem ce încearcă să facă Stefano. Excelent, armata protosului poziționată aici pentru a se proteja. Și acum sandwich complet și total din partea lui Stefano. Cât de frumos a putut să joace această mișcare protosul și armata lui Inori. Pur și simplu obliterată complet. Blinkul nici vorbă. Se începe un immortal acum. Este mult prea târziu pentru așa ceva și se dă GG-ul, prieteni. Superb jucat de către Stefano. Deși a fost pus sub presiune cu warp-uri de pe 7 gate-uri, reușește să învingă trupele protosului corean și câștigă acest best of 3 care s-a disputat în cadrul IPL 3 IGN Pro League sezonul 3. Superb match acest ultimul. Bă, nene, calmează-te. Deci superb match acesta din urmă. Deci ultimul match din cadrul best of 3 a fost superb. Așa, calm și frumos. Da, nu uitați de ce v-am spus. Încercați experimentul. Vedeți ce iese? Scrieți la comentarii. Nu trebuie astăzi. Prindeți-o într-o zi bună. Sau mă rog, când credeți voi că e o zi bună. Și mare atenție să nu fie în perioada aia lunii. Atunci nicio șansă să reușiți cu ea. Dar cine știe. Rămâne de văzut. Aștept, să zic așa, răspunsurile voastre și până când ne vom revedea la următorul Best of 3. Și nu uitați de StarCraft 1, de acel voting, da? Deci dacă vreți să vedeți StarCraft 1, clic acolo cu da, nu sau mi este indiferent. Dacă vedem că sunteți destui care vreți StarCraft 1, o să începem să facem și StarCraft 1. Bun, prieteni, cam atât din partea mea pentru astăzi. Când ne vom revedea sau până când ne vom revedea, Warbinger vă salută. Ciao, ciao!